biserică în o gradă. Ansamblul folcloric Fericel de Busuioc din satul Văscăuți, Raionul Florești, este în plină repetiție. Membrii ansamblului se pregătesc pentru festivalul zonal de cântece pascale lângă Crucea ta Iisuse, care va avea loc pe 26 aprilie. În acest an, în premieră, festivalul va fi desfășurat la Văscăuți. La moment ne pregătim de festivalul cânticului pascal, care în zona noastră noi vom fi ca gazde. Ne pregătim cu cântici pascale, cântici religioase legate de sărbătorile Sfintelui Paște. Suntem un colectiv activ, socot eu, și ne străim să promovăm cântecul, folclorul nostru de la bunei, de la străbunei, de la părinți. Ansamblul folcloric a fost fondat în 2017, la moment aici sunt 12 membri. Valentina Crivoi este una dintre primele vocaliste a acestui colectiv. Sunt membră a ansamblului cu numele Fericel de Busuioc. Activez chiar de la început de formarea ansamblului. Îmi place foarte mult să cânt și ni se primește. Acum ne pregătim pentru sărbătoarele Sfintelor Paști. Cântând, noi am vrea să insuflăm tinerii generații pentru a participa activ la sărbători și să se alăture cu noi. Pentru festivalul de cântece pascale, Fericel de Busuioc pregătește 4 lucrări. Ne adunăm cu plăcere la repetițiile pentru a ne prezenta în cadrul acestui festival. Lucrările le-am ales împreună, conducătorul artistic ne-a prezentat câteva, noi am mai venit cu alte idei, ne-am sugerat și am ales împreună 4 piese care le vom prezenta, deci ne străduim să fim la nivel, să demonstrăm că și în Văscăuți sunt oameni cu talent. Festivalul va fi organizat de Primăria Văscăuți și Direcția Cultură Florești. Va avea loc festivalul zonal cu cânt, cu generic cântecele pascale lângă Crucea ta Iisuse. Unii vor participa 6 formațiuni în 5 primării. Primăria Vertejeni, Tibeliuț, Coșernița, Curești de Jos și Văscăuțu. Festivalul zonal de cântece pascale lângă Crucea ta Iisuse va avea loc la Biserica din Văscăuți, care are o vechime de 201 ani.